Hai să-i mai dăm un picior în cap lui Ana, că a leșinat și scăpăm de ea. Da. Stai, frate, că nu e așa. Ok, e o competiție, okay. Dar nu ne aruncăm peste balustradă acum, nu? Da, te rog. Ari, nu știu dacă zodiu am dat de multe ori în brațe aici pe Mătălina și au fost în competiție. Dar nu e furul, ea a venit la mine în brațe, că n-ai venit și ai văzut că ea s-a apropiat spre mine. Nu se arună la vedere. Ok, e normal, nu? Și sincer să fiu, eu nici n-am vrut să o consolez. Eu doar i-am transmis un mesaj. Sau să zicem așa, am învățat-o să pună problema. Dacă nu a vrut, e problema aici. Te-ai obișnuit, nu, nu, că nu stau gata. Eu mâine în emisiune, eu le spun că plec. Eu le spun de acum seara la camere, dar eu nu stau. Eu mâine plec. Nu stau, mă, eu nu pot să stau, eu nu pot să văd, eu nu pot să aud. Eu de-aia mă iau cu fata când e după masă, începe emisiunea, eu mă iau și plec. Mă la plimbare, mă plim, mă duc, mai povestesc cu vecinii. Mă întreabă, da, dar nu... Da, între noi nu pot să fie numai mie. Eu nu zicătă. Dar nu... A, bine, eu te înțeleg că te doare. Eu te înțeleg că tu iei ăsta. E ceva normal, da, să iei. Da, și pe tine te înțeleg că ești mama mea și te doare. Dar, pe mine nu vrei să mă înțelegi când, pentru că eu singură, eu mă consolez, eu am o vârstă, eu am o altă minche. Dar e... Are 22 de ani, sunt fete care la 16 ani după ce au născut s-au maturizat mai mult ca tine. Și ți-am mai spus, în vocabularul tău, te rog frumos să existe lucruri bune. Mamă, mai bine și gheață. Te rog frumos, te rog frumos să ai răbdare cu ea și să, dacă nu poți, să faci ceva încât să o aduci pe drumul drept. Dacă în familia ta n-ai putut, dacă tu acasă n-ai putut să faci să asta, nu știu, cu mine, nu știu. Carmen, și tu știi că noi am mai avut discuții de astea, nu o spun acum pentru prima dată. Încearcă și maturizează-te, măi omule, ai copii. Înainte de a vorbi, și eu mă mai scăp, nu zic că oi fi cea perfectă și cea sfântă. Și mai dacă m-am enervat, ce vreau să ce? Înjur ca birjarii și nu-i pentru prima dată, Carmen, că oamenii îți spun în direct. Bine, ca femeie nu-ți stă ok. Să înjuri. Hai că eu ca bărbat. El tace și ăsta și tu. Wow, dar ce să, că eu plec. Dar pleacă, mă. Spune și lui, vă faceți bagajul și cătă casă, că n-ai venit să te extinzi, nu? Hai că ăsta mai au unde să stai. Dar gândește-te că n-ai unde să stai. Nu mă face să izbucnesc. Te rog frumos, nu mă face să izbucnesc. Gândește-te că ai un copil, gândește că vine iarna, în 3 luni dacă mereți amândoi la lucru. Și mai gândește și la părinții tăi. Câștigai bani, câștigai bani. La lucru nu te-ai vrut să te duci, că nu. Nu, Nicolo, că nu știu ce. Nu te-ai dus. Atunci bag dar aici. Dar înseamnă că nu-mi place să lucru. Nu-ți place să lucri. Atunci nu înseamnă asta. Atunci te rog frumos. Am lucrat la viața mea, nu m-am stat. Atunci, dacă ai știu că nu o să poți face față aici, în 3 luni de zile să te gândești că măcar puteai să-ți iei lemne, să-ți pui niște bani și să-ți iei bani de chirie să stai iarna. Ne-am înțeles? Asta zic și eu, să nu stăm deja, bă, știi? Carmen, noi n-am avut, tu știi că nici cartofi în casă n-am avut când te-ai dus. Ai luat și cardul cu alocație. Nu mă aude nimeni, nu-i nimeni aici. Da. Hai, termină, te rog. Ai luat și cardul. Vă rog frumos să te așa. La mami, nu la mie. Dar de ce l-ai dat la mâta și n-ai zis, mami, du-te de foare, are fata cremă. E chestia că am cerut noi împrumut ca să nu și ce cătă, dacă ai cerut, e vorba de un copil. Da, termină, mă. E vorba de un copil, cătă, nu mă mai lua și tu, așa că nu mă enervez, cătă, mă faci, de fac un scandal aici, numai. Bine, astăzi seara. Ai luat alocația și du-te de la femeia aia, un milion să iei. Fata, ai zis așa ceva tu? Ai zis așa ceva? N-ai zis. A zis că mă descurcați, eu că m-am descurc, întrebat, zis, mă descurc pentru că-s femeie să mă descurc, dar m-am așteptat de la tine, m-am așteptat de la dumneata să zic. Și dacă nu-i luam, m-am așteptat mami, să zic. Mami, tu știi că n-am avut bani. Eu am știut că te am știut și că Dani ți-o dat. Bun, dar n-am avut bani, că îți lăsam, tu îți dai seama că îți lăsam. Care mi-a trimis Dani, sunt pe card. Am zis, în cazul știu, că ceva nu merge știu bine, că mi-o zis Dani, tu, dar mie nu-mi zice Dani. Știu, mi-o zis Dani, mami, eu le-am dat 2 milioane de lei. Da, mami, dar nu zic că după aia se înțelege greșit. Ce să, că aia-i soră, dar n-ai ce să te înțelegi greșit. Nu, zic cu chestia că nu am lăsat noi bani acasă sau chestii de gen. Lasă-mă, că eu sunt mamă rea care n-am înțeles la când am venit aici. Carmen, taci. Am cerut și bani. Nu mă provoca, te rog frumos, taci. Mai taci până mâine ce plec aici. Vă rog să termină. Atât, până mâine ce plec. Mă duc. Hai, Carmen.
Nu mă duc. Spune să tacă. 24. Într-un fel sau altul a început să mai curăț publicul prin a povesti. Deci am tăcut. Și apoi am tăcut de o să-i lăsă. Deci am tăcut puțin cu adevărat.